Bine v-am găsit, oameni! Dedic această ediție postului, postului mare, pentru că, iată, suntem deja în ajun de post mare. Creștinii catolici intră în postul mare chiar de mâine, din 28 februarie, spre deosebire de creștinii ortodoxi în majoritate, care vor intra în data de 7 martie cu o pregătire de o săptămână înainte, dar vom afla despre ce este vorba alături de invitatul nostru de astăzi, părintele Sergiu Constantin Nicolaescu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Și vom dezbate mai multe, vom afla mai multe despre însemnătatea, mai ales spirituală, pentru că trăim vremuri foarte încercate din punct de vedere religios. Culmea, postul este mai la modă ca niciodată, dar atenția pe acest post este mai degrabă pentru cure de slăbire, pentru diete. Lumea cred că s-a depărtat un pic de această importanță din punct de vedere spiritual și ne veți spune dumneavoastră. Bună seara! Bine v-am găsit! Doamne ajută și vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-a săpăt în această zi. Vorbind despre importanța postului, trebuie să avem în primul rând în vedere faptul că este una duhovnicească, dar care implică omul în întregimea persoanei sale. Postul este atât sufletesc cât și trupesc. Trupul participă la starea sufletului, iar prin post trupul se angajează și el în această lucrare de desăvârșire, de sfințirea sufletului, de accedere la îndumnezeire, pentru că știm foarte bine că omul a fost creat de Dumnezeu după chipul său. Chipul Dumnezeu în om este sufletul, iar trupul este creat ca iar trupul participă la starea sufletului. Omul a fost creat de Dumnezeu după chipul său și chemat să ajungă și la asemănarea cu el. Asemănarea cu Dumnezeu este sfințenia pe care omul o dobândește în întregimea persoanei sale, suflet și trup. Dumnezeu așa l-a creat pe om, ființă dihotomică, și așa îl dorește pentru veșnicie. Știm foarte bine că trupul omului are o importanță deosebită, la fel și sufletul, care este partea cea mai importantă a omului. Vorbind despre suflet, Mântuitorul spune că ce ar putea da omul în schimb pentru sufletul său? Sau ce ar folosi omului să câștige lumea dacă își va pierde sufletul? Și sigur ce aș vrea să începem această mare discuție și după părerea mea destul de inepuizabilă pentru cele 40 și ceva de minute pe care le avem, dar o să încercăm să acoperim cât mai mult. Vreau să-mi spuneți care este periodizarea acestui post, care este calendarul, care sunt etapele? Da, postul mare este, mai este numit și postul Paștelui sau simplu postul, postul prin excelență, și este o perioadă care precede sărbătoarea cea mai mare a creștinătății, și anume învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Este cel mai lung post din cursul anului bisericesc. Este un post care se întinde pe durata 7 săptămâni. Practic, el este alcătuit din 2 perioade de postire. Postul 40.000 sau postul celor 40 de zile, care începe din duminica, a doua zi după duminica izgonirii lui Adam din Rai sau a lăsatului sec de brânză, și se încheie în vinerea dinaintea sâmbetei lui Lazar. După care urmează postul, acesta este un post pe prepascal, după care urmează postul Paștilor, care începe după duminica intrării în Ierusalim, începând de luni, și se încheie în sâmbătă cea mare, dinaintea praznicului învierii Mântuitorului Iisus Hristos. Acest post ne amintește de postul de 40 de zile pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos l-a ținut la începutul activității sale pământești. Știm că îndată după botezul în râul Iordanului, atunci când se descoperă pentru prima dată în chip limpede taina Preasfintei Treimi, Fiul întrupat se boteza în apa Iordanului de către Sfântul Ioan Botezătorul, glasul Tatălui mărturisea dumnezeirea Fiului din cer, iar Duhul Sfânt în chip de porumbel se cobora peste Fiul întrupat, arătând că în toate Dumnezeu lucrează în Treime, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ei bine, după acest moment, Mântuitorul Hristos se retrage în pustia Carantaniei, puțin mai sus de Ierihon, în Palestina de astăzi,
unde timp de 40 de zile și 40 de nopți el postește un post aspru, un post negru, la sfârșitul căruia știm că flămânzind a fost întreit, ispitit de către Satana. De ce a fost nevoie ca Hristos să țină acest post după botezul său în apa Iordanului? În primul rând, pentru a vindeca neascultarea celui dintâi om. Dumnezeu, când l-a creat pe Adam în rai și l-a pus să stăpânească peste toată făptura, și înțelegem aici peste toată creația lui Dumnezeu, i-a dat un exercițiu al ascultării și al iubirii față de Dumnezeu, și anume, din toți pomii din rai poți să mănânci, numai din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca negreșit vei muri. Adam a pierdut acest drum în Eden atunci când s-a rupt de Dumnezeu prin păcatul neascultării și a mâncat din fructul pe care Dumnezeu îi lăsase ca un exercițiu de voință, ca un exercițiu de ascultare și de iubire. Ei bine, Mântuitorul Hristos este noul Adam, care vine să repare greșeala celui dintâi, și atunci el își începe toate actele sale mântuitoare prin această pregătire. Apropo de acest post de 40 de zile și de acest exemplu pe care ni l-a dat chiar Iisus, vreau să vă întreb așa, într-un fel off the record, dacă știți persoane care în zilele noastre mai țin un post negru atât de lung? Întreaga tradiție a Bisericii Ortodoxe arată că în toată istoria ei au fost persoane care au atins cote maxime de postire, au ajuns la nevoințe înalte, ascetice. Perioada primelor secole este abundentă în astfel de mărturii. În pustiul Nitrie și pe râul Nilului, în Egipt, erau puznici care reușeau să postească și 40 de zile un post total, și un post integral. În zilele noastre sunt din ce în ce mai rare astfel de exemple? Sunt cu siguranță curioasă. Dumnezeu are aleșii săi. Uh-huh. Este îndeopște cunoscut faptul că munții României sunt foarte mulți puznici. Oameni care trăiesc o viață duhovnicească. Oameni care înțeleg că pentru a accede la desăvârșire și la îndumnezeire, omul trebuie să depună un efort ascetic. Iar postul este un efort ascetic care întotdeauna, unit cu rugăciunea, unit cu meditația, cu contemplarea lui Dumnezeu, cu fapta bună, cu atenția față de aproapele, ajută la desăvârșirea omului. Ajută, de fapt, la unirea omului cu Dumnezeu și la restaurarea firii umane căzute prin Adam. Adam căzând, el conținea ontologic în sine întreg neamul omenesc. Și atunci, din căderea lui, toți descendenții lui Adam moștenesc o natură umană căzută, o natură umană aplecată, sensibilă la păcat. Pentru aceasta Dumnezeu a luat firea noastră, s-a întrupat, ca să vindece și să restaureze această cădere în care se afla omul. De aceea Hristos merge și restaurează această cădere a lui Adam, el însuși ca om postind. Și vedem că și el, în urma acestui post, ca om, a fost întreit, ispitit de Satana. Dar iată că a biruit această ispită pentru că el nu era doar un simplu om, el era Dumnezeu omul, Dumnezeu întrupat. Ei bine, acest post al Paștelui, pentru că am plecat de la acest subiect, ne mai aduce aminte și de întristarea apostolilor atunci când Mântuitorul Hristos a fost prins în grădina Ghetsimanii, a fost judecat și a fost răstignit. Spunea puțin timp înainte Hristos, atunci când era acuzat că ucenicii săi nu postesc, iar ucenicii fariseilor postesc, spune așa: pot oare fii nunții să postească câtă vreme mirele este cu ei, dar va veni vremea când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti. Postul Paștelui ne mai aduce aminte și de perioada catehumenatului, care era o instituție a bisericii în primele secole, când cei care se pregăteau pentru taina Sfântului Botez posteau înainte de a primi botezul, chiar de ziua în care se serba învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Vreau să revenim puțin la acest calendar al postului mare și să-mi spuneți, înaintea postului care începe pentru creștinii ortodoxi în data de 7 martie, e o perioadă de o săptămână de pregătire, și în ce constă ea? Mai mult decât atât, este o perioadă de 3 săptămâni de pregătire. Postul este încadrat într-o perioadă deosebită în istoria bisericii, numită perioada triodului.
Așadar, suntem în plină perioadă de pregătire, de fapt. Suntem în plină perioada triodului. Perioada triodului începe cu Duminica Vameșului și a Fariseului. Sunt 10 săptămâni până la învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Și fiecare duminică din această perioadă aduce o învățătură, o temă. Este practic o treaptă în acest urcuș ca omul să ajungă într-o stare pregătită din punct de vedere duhovnicește de a se întâlni cu Mântuitorul Hristos la praznicul învierii sale. Dacă îmi veți permite, voi prezenta această perioadă deosebit de importantă. Chiar vă rog. În primul rând, Duminica Vameșului și a Fariseului. Mântuitorul Iisus Hristos spune o parabolă în care prezintă două tipuri de atitudini duhovnicești și două tipuri de rugăciune. Un fariseu împreună cu un vameș se ruga în templu. Fariseul spunea: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Postez de două ori pe săptămână, dau zecioală dintre toate și îți mulțumesc că nu sunt ca acest vameș. Pe când vameșul, care se știa a fi un om păcătos, spune Domnul că nici ochii nu îndrăznea să se ridice la cer, ci își bătea pieptul strigând: Dumnezeule, milostivi-mi mie păcătosului. Ei bine, spune Mântuitorul că acesta din urmă, adică vameșul, s-a întors mai îndreptat la casa sa. Fariseul cu siguranță era un om drept, un om corect moral, cum l-am numit noi astăzi, dar era un om mândru care nu venea să se roage Dumnezeu, ci să se laude, să-i prezinte Dumnezeu lucrurile frumoase pe care le-a făcut. Dar nu era un om smerit, pe când vameșul, deși păcătos, era un om smerit. Ei bine, această duminică este un îndemn la rugăciune și la smerenie. Așa putem intra în timpul postului mare. A doua duminică, care este așezată în perioada triodului, se numește Duminica Fiului Risipitor. Știm cu toți această minunată parabolă pe care Hristos o spune și în persoana Fiului Risipitor ne regăsim fiecare dintre noi. Acel fiu care face expresia unei libertăți prin înstrăinare de tatăl său și care ajunge undeva la limita existenței biologice, spiritual, părea că era mort de mult. Dar care are un moment de un cutremur interior, spune că își vine în fire și își aduce aminte de frumusețea paradisiacă pe care el o trăia în casa tatălui său. Și atunci el se întoarce și spune: câți argasei tatălui meu sunt îndesulați de pâine, iar eu aici mor de foame. Mă voi întoarce, spune tatălui meu: tată, am greșit la cer și înaintea ta, nu sunt vrednic să fiu fiul tău. Și întorcându-se, această întoarcere este calea pocăinței, pe care iată cum ne-o propune această perioadă, această duminică a doua triodului. Și tatăl îl aștepta dincolo de curte, îl aștepta zilnic, îl aștepta de fapt de când a plecat. Și făcându-i această mărturisire de pocăință, tatăl nu îi reproșează nimic. Îl deschide brațele și îl primește. Iată brațele părintești ale Dumnezeu care ne primesc pe fiecare dintre noi atunci când noi ne întoarcem prin pocăință. Deci iată, a doua treaptă prin care noi ne pregătim să intrăm în postul mare este pocăința. Ne rugăm, căutăm să dobândim smerenie, dar și pocăință pentru păcate. Și să știți un lucru, că pocăința este învierea sufletului, înainte de învierea trupului de la a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, iată, sufletele noastre trebuie să învieze din păcat care este moarte. Plata păcatului este moartea, spune Sfântul Apostol Pavel. Și aceste suflete se fac părtași unei învieri prin pocăință. Această duminică este așadar un îndemn la pocăință. Următoarea duminică, în care ne aflăm chiar astăzi în calendarul ortodox, este Duminica Înfricoșătoarei Judecății. Părinte Dumitru Stăniloae numea această duminică, această înfricoșătoare judecată are sensul de surprinzătoare judecată, deoarece Hristos își descoperă prezența Lui tainică, dar reală în fiecare om care pătimește, în fiecare sărac, în fiecare orfan, în fiecare om marginalizat social sau în cei care se află chiar la limita existenței biologice. Aici iarăși Dumnezeu ne descoperă o taină. Spunea că atunci când Fiul omului va veni în slava sa, prima dată a venit în smerenie. Și smerenie este plină de slava sa. În smerenie, în peșterea din Betleem. Și a venit ca mântuitor.
și a luat asupra și toate neputințele noastre. Iată, a doua oară va veni ca drept judecător, unde va analiza modul în care oamenii și-au trăit viața lor ca dar de la Dumnezeu, în unire cu Dumnezeu sau în despărțire de Dumnezeu. Și atunci va spune celor de-a dreapta, adică celor mântuiți: veniți binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Iată o altă taină pe care ne-o descoperă Dumnezeu. Ne arată că la temelia lumii nu a existat neantul, haosul, ci împărăția lui Dumnezeu. Împărăție care a fost pregătită omului, iată, încă înainte de întemeierea lumii. Și își va argumenta această decizie. Ea nu este arbitrară. Spune: pentru că flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Gol și m-ați îmbrăcat, străin și m-ați găzduit, bolnav sau în temniță și m-ați cercetat. Și atunci drepții vor rămâne surprinși: Doamne, când te-am văzut flămând, însetat, gol și așa mai departe și ți-am slujit. Hristos va spune: pentru că ați făcut unora dintre acești frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Sfântul Evanghelist Ioan spune că cine zice că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede, iar pe aproapele pe care îl vede nu-l iubește, acela este un om mincinos. Calea spre Dumnezeu duce prin aproapele nostru, față de care Hristos ne îndeamnă să fim responsabili. Vedeți, iată, postul ne eliberează de egoism. Un alt efect al postului, de iubirea aceasta excesivă de sine. Și postul ne trezește o atenție deosebită. Căpătăm o vedere duhovnicească în care îl sesizăm și pe aproapele nostru. Apropo de asta, într-un fel, vă întreb acum, când spunem cuvântul post, deja ne gândim mai degrabă la postul alimentar. Pe foarte puțină lume, eu în ultima vreme am văzut a fi preocupată de postirea de altă natură, de înfrânarea, poate să nu mai spui anumite lucruri care îți vin așa repede pe limbă, poate să ai un comportament mai politicos și diplomat, chiar dacă nu neapărat îți vine. Și atunci vă întreb, care dintre posturi este mai important? Cât de important este de fapt cel alimentar și în ce fel un post alimentar mai serios sau mai riguros ne ajută din punct de vedere spiritual? Un post alimentar ținut doar strict ca un regim, niciodată nu își va împlini postul. De aceea Biserica propune ca atunci când postim să ne rugăm. Adică, de fapt, dacă excluzi alimentele de origine animală, dar mănânci foarte mult din celelalte alimente, până la urmă nu se cheamă că ai postit, nu? În Noul Testament, postul era privit ca fiind virtutea cumpătării. Sofrosine numeau evangheliștii acest termen al cumpătării. Deci, înainte de toate, postul este o stare. O stare de cumpătare și o stare de jertfă. Pentru că toate sunt îngăduite, dar nu toate de folos, spune Sfântul Apostol Pavel. Postul nu este o obligație pentru om, decât în sensul că este o datorie morală față de Dumnezeu. Postul este o anticipare a eschatologiei, pentru că Sfântul Apostol Pavel ne spune că împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, ci pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așadar, nu putem numi post atunci când, chiar dacă nu consumăm produse de origine animală, totuși ne îmbuibăm cu produse de post. Și acesta este tot o manifestare a lăcomiei. Postul tocmai trebuie să vindece această patimă a lăcomiei și să creeze un echilibru între suflet și trup. De ce? Pentru că trupul, încă o dată, trebuie să participe la viața sufletului. Prin post, pasiunile trupului se pacifică, se liniștesc și atunci sufletul își poate împlini dorința sa după Dumnezeu, aceea de a se ruga, de a se apropia de Dumnezeu. Și atunci și postul trupului este o închinare pe care trupul împreună cu sufletul o fac înaintea lui Dumnezeu. Cu toate acestea, chiar dumneavoastră mi-ați spus la un moment dat că practic creștinii sunt sfătuiți de duhovnicul lor ce post să țină, pentru că unii își permit, datorită stării de sănătate, să fie mai stricți, alții nu neapărat. Și atunci cei care ne urmăresc ar trebui să știe că nu același tip de post alimentar se potrivește oricui și că ar fi bine să discute chiar cu duhovnicul pe care l-au? Aș vrea să vă spun un lucru.
chiar dacă nu sau, este nu știu, chiar... să întrebe medicul înainte sau... Într-adevăr, sunt persoane care au anumite suferințe. Uh-huh. Preotul duhovnic, cercetându-i și purtând un dialog cu ei, va constata acest lucru și va căuta să adapteze postul potrivit puterilor lor de a-l ține. Nu uităm, postul este un mijloc, nu este un scop. Postul trebuie să-l ajute pe om să se apropie de Dumnezeu. Sunt oameni care nu pot să țină un post în toată rigoarea lui. Dar el se poate ruga mai mult. Mi-a plăcut la un moment dat când mi-ați spus că Dumnezeu nu are nevoie de noi să postim. Dumnezeu nu are nevoie de postul nostru. Noi avem nevoie de să postim ca să ne apropiem mai mult de el. Dar oamenii care nu pot posti pot să facă alte lucruri bune. Pot mai întâi să își înfrâneze limba de la grăirea de rău altuia, de la judecata aproape lui. Pot să se roage mai mult, pot să săvârșească o faptă bună mai mult, pot să fie atenți la un om sărac. Să știți că în experiența practică a bisericii, în aceste perioade de post, foarte mulți oameni devin mai sensibili la cei mai puțin avuți decât ei sau la cei bolnavi. Sunt perioade în care oamenii se grupează în săvârșirea faptelor bune. Atunci se naște voluntariatul. De ce? Pentru că postul creează o disponibilitate sufletească deosebită în om, făcându-l să-l sesizeze și pe cel de lângă el. Iată că și postul mare, acest lucru ne propune să fim atenți la cei de lângă noi. Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa: postești, frânge pâinea ta cu cel sărac. Ai văzut un sărac, întinde-i mâna. Te-ai întâlnit cu un dușman, împacă-te cu el. Ai un prieten cu nume bun, nu-l invidia. Și ne îndeamnă iarăși acest mare părinte al bisericii să ne înfrânăm limba de la judecarea aproapelui, de la clevetire, de la bârfă și alte păcate pe care părinții bisericii întotdeauna le-au amendat. Dacă să știm să facem asta și să facem, să avem singuri igiena asta noi cu noi, cred că ar trebui întâi de toate să știm că acelea sunt păcate. Am impresia că trăim vremuri în care nu prea se mai știe că astea sunt păcate. Și că pare normal să fim atât de individualiști, să fim atât de siguri pe noi. Sigur. Uh-huh. Trăim vremuri în care omul manifestă o preocupare hedonistă față de trup. Uh-huh. Manifestă o dorință viscerală de a trăi viața în plăceri. Ei bine, lucrul acesta cu siguranță că nu duce într-un punct bun. Societatea aceasta postmodernă promovează din ce în ce mai mult vitalismul, prin care trupul omului este tratat separat de suflet. Sufletul nu mai prezintă atât de multă importanță, ci trupul. De aceea se caută o împlinire a omului doar printr-o exultare a simțurilor trupești. E bine, postul ne propune o paradigmă. Aceea de a transforma foamea și setea după lucruri materiale în foame și sete după Dumnezeu. Aceasta este paradigma pe care o propune postul celui care vrea să se apropie de Dumnezeu. Și anume, Mântuitorul Hristos spune atât de frumos: eu sunt pâinea cea vie care s-a coborât din cer. Cel ce mănâncă din pâinea aceasta viu va fi în veci. Iar pâinea pe care eu o voi da pentru viața lumii este trupul meu. La sfârșitul unei perioade de postire, omul caută să se pregătească tocmai pentru a se întâlni cu Hristos. Și întâlnirea cea mai intimă pe care omul o are cu Hristos este în taina Sfintei Împărtășanii. Biserica lui Hristos este prin excelență o biserică euharistică care îl cheamă pe om la ospățul ceresc. Pâinea cea cerească care se coboară din cer este Hristos, care se oferă lumii pentru viața lumii. Spune Hristos: cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică și la moarte nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viață. Deci iată, trupul meu este adevărată mâncare și sângele meu este adevărată băutură. Asta este metamorfoza pe care o propune postul. Să ajungem în acest moment în care, sigur, foamea și setea sunt instincte firești ale omului, fac parte din viața noastră. Omul trăiește în creația lui Dumnezeu și se folosește de ea. Dar momentul în care acest mod de a te folosi de creație devine irațională, devine pătimaș,
atunci apare problema lăcomiei. Omul prin păcat, omul cel din tâi, Adam prin păcat, și-a întors fața de la Dumnezeu spre creație. Dar el a uitat că Dumnezeu l-a creat pe om la sfârșitul creației, ca o sinteză a creației, ca să stăpânească creația și ca prin unirea sa cu Dumnezeu, omul să înalțe creația la Dumnezeu. Numai că omul a desacralizat-o, a lipsit-o de conținutul ei spiritual și atunci creația a devenit materială, a devenit opacă. E bine, postul, această conversie o propune omului, să-și întoarcă fața de la creație spre Creator, să-și întoarcă fața spre Dumnezeu și atunci se va descoperi și pe sine și va descoperi și creația. De-a lungul timpului s-a schimbat un pic sau chiar un pic mai mult raportarea omului la post, la postul acesta creștin. De ce credeți că s-a întâmplat asta? Care sunt principalii factori care au dus la această depărtare a omului de natură și de ritmul firesc? Sigur, sunt multe cauze. Uh-huh. Unul ar fi o evidență în care trăim, și anume secularizarea, desacralizarea omului, pentru că omul se îndepărtează de Dumnezeu. Societatea postmodernă pune la îndemâna omului mijloace mai simple, care se asigure un confort. Și încă o dată, omul uită că are un suflet și uită că are omenire cerească. Fericitul Augustin spunea, ne-ai făcut pentru tine, Doamne, și neliniștit este sufletul meu până se va odihni întru tine. Iar un teolog ortodox, Mayendorf, spunea că omul nu este om de plin decât atunci când este în relație cu Dumnezeu. Și atunci omul trăiește adevărata lui libertate. Atunci când omul trăiește trupește, consumă irațional alimente și băutură, el deprinde un sentiment fals al autosuficienței. Omul uită de Dumnezeu. Ne aducem aminte de parabola bogatului nemilostiv și a săracului Lazar. Este omul din societatea de astăzi, un om care trăiește în desfătări, în plăceri, acela se îmbrăca frumos, trăia în plăceri, nu făcea rău nimănui, dar nici bine. La poartă avea un sărac, care era și bolnav, și câinii erau mai omenoși decât acest bogat. Și ne spune Scriptura, și a murit bogatul și a fost îngropat. A fost îngropat. A murit și Lazar și sufletul său a fost dus în rai. Nu întâmplător Mântuitorul face aceste precizări, pentru că bogatul de mult își îngropase sufletul în trup. Vedeți? Dumnezeu ne-a dat suflet după chipul său, iar sufletul omului are o aspirație spre Dumnezeu. Însă atunci când trăim doar trupește, doar biologic, credem că totul se întâmplă aici, că dincolo de realitatea aceasta imediată, nu există o altă formă de existență a sufletului omenesc. Atunci Scriptura spune că sufletul lui s-a făcut țărână. Nu mai avem un suflet duhovnicesc. Avem un suflet trupesc și iată că și sufletul se împătimește în această situație. Omul din societatea noastră ar trebui să le simtă mai mult nevoia de Dumnezeu. Și dacă ar fi să găsim noi o soluție ca să ajutăm omul să se reapropie de natură și de mersul acesta, de ritmul acesta firesc și normal până la urmă, care ar fi acele soluții? Mesajul Evangheliei Hristos rămâne același pentru toate timpurile. Spune Hristos că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Omul nu se schimbă în esența lui. Știu, dar e destul de greu, pentru că vedem atât de mult confort în jurul nostru, vedem la ceilalți, ni se pare că e bine să trăim așa, că îi vedem că sunt bine. Mergem în magazine, cade mâncarea pe noi, și în benzinării cade mâncarea pe noi, adică oriunde mergem totul e la pungă, frumos ambalat și gata, gata de a fi consumat. Și nu doar mâncare, când zic mâncare, mă refer la mâncare și la propriu și la figurat. Ce soluție ar fi, că iată, trăim în secolul consumerismului, în mileniul consumerismului și nu... Să știți că Dumnezeu lucrează în foarte multe moduri spre mântuirea omului. Atunci când se botează un copil, preotul binecuvintează spunând, binecuvântat este Dumnezeul cel ce voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Și mai spune Hristos, iată, stau la ușă și bat. El bate la ușa sufletului nostru, a conștiinței noastre de când ne naștem, până plecând din această viață. Numai noi să nu fim surzi.
Știu, dar totuși, care ar fi soluțiile să ne facă să fim un pic mai conștienți de asta? E clar, mesajul e acolo, nu piere. Cuvântul lui Dumnezeu e acolo, nu va pieri niciodată. Dar ce facem dacă nu-l vedem, dacă nu deschidem cartea, dacă nu ajungem să întâlnim un preot cu un har pentru noi care să ne toți facă să fim... Toți preoții au har. Preoții au har. Cu un har mai deosebit care să ne facă pe noi să fim mai atenți. Omul când însetează, de unde se duce să bea? De la izvor. De la izvor. Și fiecare om, într-un moment al vieții sale, va avea această căutare. Numai să nu se împietrească în rău. Ne aducem aminte că atunci când Dumnezeu l-a scos pe Moise cu poporul Egipt, cu poporul evreu din Egipt, spune că văzând atâtea minuni, inima lui Faraon s-a împietrit. Aici este pericolul care îl paște pe omul care neglijează sau chiar respinge chemarea că Dumnezeu o face în viață. Vedeți, dumneavoastră, uneori sunt oameni care trăiesc în totală nepăsare față de Dumnezeu și cu toate acestea îi primesc numai darul de la Dumnezeu. Numai binecuvântări la Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea ca pe acest om, copleșindu-l cu această bunătate, el însuși să ajungă să recunoască cât de mult a primit de la Dumnezeu și că tot ceea ce are el, are de la Dumnezeu. Nu uităm că tot ce avem, avem din darul lui, darul vieții, al sănătății, darul familiei, tot ce avem, avem de la Dumnezeu. Ce aș putea da eu lui Dumnezeu care să nu fie de la el? Voința mea de-al urma. Vreau acum să vă întreb și despre celelalte posturi puțin. Noi știm trei posturi așa mai bine promovate. Postul Mare, Postul Crăciunului, Postul Sfintei Marii. Și sigur posturile din timpul săptămânii de miercuri și de vineri. Ar mai fi și alte posturi de menționat în mod deosebit? Deci în afară de postul de miercuri și de vineri, în timpul săptămânii mai este un post care nu este o datorie religioasă, ci este un sfat. Postul de luni. El se bazează pe o afirmație a Mântuitorului Iisus Hristos care spune că trebuie să prisosească dreptatea voastră mai mult decât a fariseilor. Ne aducem aminte că fariseul din parabola pe care v-am prezentat-o puțin mai devreme se lăuda că postește de două ori pe săptămână. De aceea, mai ales în mediul monahal, dar nu numai, sunt și creștini cu o evlavie mai mare, cu o viață duhovnicească deosebită, care, cu binecuvântarea duhovnicului, aleg să postească și ziua de luni. Alături de cele patru posturi mari pe care le-ați amintit, mai sunt și alte zile de post în cursul unui an bisericesc. Mai întâi ne aducem aminte de ziua din ajunul bobotezei, ziua de 5 ianuarie, care este o zi de postire, pentru că ea este pe de o parte o pregătire pentru ca omul prin ajunare să poată să ia aghiazma mare care se sfințește și în ajunul bobotezii, dar și în ziua de bobotează, dar ea mai face aducerea minte și de botezul Mântuitorului și este o pregătire în care creația se întâlnește cu Creatorul. O altă zi de post în timpul anului bisericesc este ziua de 29 august, când biserica prăznuiește tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, acest mare ascet, acest mare glas al pustiei, cel mai mare om născut din femeie, așa cum îl numește Mântuitorul Iisus Hristos. Și mai avem și ziua de 14 septembrie, care este ziua înălțării Sfintei Cruci. Postim în această zi pentru că ne aducem aminte de pătimirile pe care de bună voie Hristos le-a primit pentru mântuirea noastră. Sigur, mai există și un post particular. Sunt oameni care, într-un anumit moment al vieții, simt nevoia că trebuie să primească ajutorul lui Dumnezeu și atunci ei își asumă o astfel de nevoință, să postească o perioadă, fie că trec printr-o încercare a vieții, fie că se află înaintea unui examen sau într-un moment deosebit de important pentru ei, aleg să țină un post de o zi, de mai multe zile, odată ca mulțumire adusă lui Dumnezeu, dar și ca rugăciune de cerere pentru împlinirea dorințelor lor bune. Așadar, postul în sine și această abținere de la mâncare sau de la alte plăceri pe care ni le înfrânăm, reprezintă în sine o rugăciune.
reprezintă o participare a trupului la starea de rugăciune a sufletului. Este o jertfă de sine. Este o abținere de bunăvoie pe care omul o face, știind că toate sunt permise, dar face aceasta din iubire de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur spunea foarte clar că cine postește arată că iubește pe Dumnezeu. Deci, iată, postul este un act de devoțiune, un act de manifestare a credinței noastre în Dumnezeu și a iubirii noastre față de Dumnezeu. De ce ați numit nevoință această postire? Pentru că nu întotdeauna este ușoară. Că practic e o mare voință, e o dovadă de voință, nu de nevoință. Nevoință nu, nu este un sens negativ al cuvântului voință. Uh-huh. Este un sens împropriat de biserică, care arată osteneala pe care o făceau marii postitori și am vorbit mai devreme de persoane care posteau un post ascetic de 40 de zile, un post negru. Și atunci observăm că era osteneală cu toate acestea. Acesta este sensul cuvântului nevoință. Da. Știu că ați ales pentru teza de doctorat chiar acest subiect, postul, și că ați făcut o lucrare foarte frumos structurată. Dacă ne puteți spune așa foarte pe scurt, că mai avem foarte puțin în emisiune, dar știu că ați luat-o de la începutul începutului. Această temă am ales-o în acord cu regretatul profesor universitar doctor, părintele Nicolae Necula. În anul 2012, părintele a acceptat să-mi dea acordul pentru a mă înscrie la examenul de admitere în școala doctorală și m-a bucurat această alegere, pentru că, dată fiind și slujirea mea preoțească, a fost o oportunitate de a aprofunda înțelesul și folosul postului. Am observat că postul are o bogăție deosebită de sensuri duhovnicești, o profunzime teologică care îl ajută pe om în procesul devenirii sale. În schimb, în anul 2017, părintele a trecut la cele veșnice, iar eu încă nu finalizasem teza. Din momentul acela am continuat și susținut teza de doctorat sub îndrumarea părintului profesor dr. Constantin Pătuleanu și în 2020 am susținut această temă. Am căutat să privesc postul fără a avea pretenția că am epuizat tot ce s-ar fi putut spune despre post. Cu siguranță mai este mult de tratat în această temă. Pe de o parte, istoria postului. El este poruncă de origine dumnezeiască, dată de Dumnezeu lui Adam în rai. Și chiar dacă Adam a fost alungat din rai și oamenii s-au înstrăinat în timp de Dumnezeu și au pierdut această cunoaștere revelată, totuși postul este o constantă în istoria tuturor popoarelor și civilizațiilor. Și înțelegem postul într-o accepțiune mai largă, fie ca ritualuri de curățire, de apropiere de Dumnezeu, ca jertfe de împăcare, ca o formă ascetică. Am căutat să văd și rolul mântuitor al postului și prezența postului în Vechiul Testament și Noul Testament. Iar ca elemente de noutate, am tratat evoluția tematicii postului în toate conferințele, congresele și sinaxele monahale care au pregătit Sfântul și Marele Sinod, care a avut loc în Creta în anul 2016. Și un alt capitol a fost dedicat rolului foarte important pe care postul îl are în sănătatea trupului. Clar, postul este un exercițiu duhovnicesc, dar Dumnezeu aduce multe beneficii și în starea de sănătate a trupului. Practic, învățându-l să postească pe om, Dumnezeu îl învață să trăiască sănătos. Dacă v-aș întreba care sunt marii campioni ai postului, ați putea să-mi întocmiți un top? Păi haideți să plecăm din istoria Vechiului și Noului Testament. Însuși Mântuitorul a spus că ne-a dat îndemn și exemplu de postire, postind un post aspru. Tot în Noul Testament îl vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul, prorocul care face trecerea dintre Noul și Vechiul Testament, și Scriptura ne spune că hrana lui în pustiul Iordanului erau lăcustele și mierea sălbatică. Era tot ceea ce îi putea oferi
acel loc arid și secetos. În Vechiul Testament, un exemplu de postitor este Sfântul Proroc Moise, care a postit 40 de zile și 40 de nopți înainte de a primi pe muntele Sinai tablele legii de la Dumnezeu. Și iarăși un mare postitor este Sfântul Proroc Ilie, care în călătoria spre Horeb, unde se întâlnea cu Dumnezeu, a postit aspru 40 de zile și 40 de nopți. Cu siguranță și în perioada creștină au fost mulți monahi, asceți, care au trăit departe de lume o viață aproape de viață îngerească. Sunt chiar exemple în Patericul Egiptean în care ni se arată că monahii mâncau o dată pe săptămână duminică și atunci o pită. Sau alții postau 40, chiar 42 de zile, un post total, ca un act de adorare adusă lui Dumnezeu. Mă impresionează foarte mult aceste exemple și îmi dau seama că dacă am ști să postim nu doar în timpul postului, să facem un exercițiu, să profităm și de aceste ocazii din timpul săptămânii, să ne dresăm, că de aia mi se pare că e atât de greu să ținem postul mare sau alte posturi, pentru că nu avem un exercițiu pe care să-l facem, nu avem o educație în sensul acesta. Totul poate să aibă un început bun. Să știți că și medicina de nutriție vorbește despre postul alternativ, dieta 5-2. În două zile neconsecutive din timpul săptămânii. Și anume, ei merg chiar până a le numi aceste zile ca fiind zilele 3 și 5 din timpul săptămânii, care coincid într-un mod atât de fericit cu miercurea și vinerea. Dar spuneți-mi că mai avem foarte puțin timp. Aș vrea să știu ce le spuneți celor în casele cărora intrați pentru a-i convinge să țină post. Mai întâi trebuie să vină la Sfânta Liturghie. De acolo pleacă toată viața noastră. Dar dacă apare discuția, să zicem, despre post, cu ce argumente scurte și rapide îi convingeți? Pentru că postul este făcut pentru om, este un mijloc sănătos de viețuire și că toată viața omului alternează între perioade de postire și perioade de sărbătoare. Postul este propriu omul, este înscris în natura lui. Nu uităm că omul cel dintâi nu era carnivor. Însă porunca dată de Dumnezeu îi permitea să se hrănească din toate roadele pământului. Abia după potopul lui Noe, Dumnezeu îi permite omului să se hrănească și cu alimente de origine animală. Așadar, nu acelea trebuie să fie în mare parte în dietă, dacă este să ne gândim la felul în care am fost creați pentru această lume. Da, deci este propriu omului să postească. Da. Părinte, în încheiere, aș dori să vă întreb așa cum întreb fiecare invitat, dacă ar fi să ne dați o definiție a omului. Este om cu adevărat cel care, și poate reușim să găsim un răspuns care să se lege și de această perioadă de pregătire a Paștelui. Scriptura spune despre om și îl raportează la îngeri. Îi spune că micșoratul e pe el cu puțin față de îngeri. Cu slavă și cu cinste l-a împodobit. Iar într-un tropar frumos al bisericii noastre spunem chipul slavei tale, celei negrăite sunt. Deci omul are o valoare extraordinară și valoarea umană este mai mult potențată de faptul că însuși Dumnezeu a luat firea noastră omenească. Afară de păcat, prin întrupare, Fiul Dumnezeu devine Fiul omului. Și iată ce chemare, ce importanță și ce chemare deosebită poate să aibă omul. Părinte, vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Sper să ne mai revedem, să mai dezbatem și alte subiecte atât de importante. Și aș vrea să le spun celor care ne urmăresc să fie cu ochii pe dumneavoastră, pentru că o să publicați în curând teza de doctorat și iată cum v-am obligat să vă grăbiți să faceți acest lucru, pentru că este o lucrare minunată și cred că avem nevoie de ea. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc!